Ce este efectul Flynn? Ei bine, efectul vizează felul în care s-au produs modificări la nivelul inteligenței umane în epoca modernă, măsurând, analizând, comparând și testând potențialul minții umane și felul în care aceasta a evoluat de la începutul secolului 20 și până în prezent. James Flynn, profesor și specialist în științele politice de la Universitatea Otago din Noua Zeelandă, prin cercetările lui a provocat o mulțime de controverse în rândul specialiștilor. Efectul Flynn se referă la o creștere în secolul 20 a scorurilor obținute la testele de inteligență cu 3 până la 7 puncte pentru fiecare deceniu, până la sfârșitul anilor 1990. Aceste date au fost publicate în 73 de studii, începând cu anul 1932. În cartea The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life, doi cercetători, psihologul Richard Harnstey și politologul Charles Murray, pornesc de la efectul Flynn pentru a susține teza că nivelul de inteligență este un element determinat în poziția unui individ în societate și că depinde de diversi factori biologici, sociali sau educaționali. Și totuși, dacă existența efectului Flynn este aproape unanim recunoscută, cauzele nu sunt știute complet. S-a ajuns la concluzia că această creștere a scorului IQ se datorează unor factori precum schimbarea atitudinii părinților față de copii de la o generație la alta, școlarizarea, urbanizarea și industrializarea, dezvoltarea incredibil de rapidă a tehnologiei, ameliorarea condițiilor de trai și a nutriției în special. Și totuși, în 2016, studiile unor cercetători norvegieni au scos în evidență un paradox, acela că, în pofida progresului fără precedent pe toate planurile, începând cu anul 2000, într-un număr semnificativ de țări, coeficientul de inteligență este în scădere. Psihologii susțin că schimbările socio-istorice au provocat, cu siguranță, modificări ale funcționării creierului, adică copilul de astăzi este bombardat de mic o avalanșă de imagini, informații, ajunge mult mai rapid la capacitatea de a abstractiza, este mult mai creativ decât cei din generațiile anterioare și multe altele. În ciuda acestor progrese, copiii, odată cu atingerea vârstei maturității, capacitățile lor cognitive și inteligența scad vertiginos. Iar dacă în secolul anterior efectul Flynn a arătat că nivelul de inteligență a crescut semnificativ, care ar putea fi explicația că în prezent se înregistrează un regres accelerat al inteligenței? Un posibil răspuns ar fi că poate testele de inteligență nu sunt adecvate noilor realități, că nu iau suficient în considerare zona abilităților, a deprinderilor. Dar totuși acest răspuns nu este mulțumitor și nu justifică declinul alarmant al abilităților intelectuale. În societatea actuală, un pericol imens pentru sănătatea mentală a oamenilor, a copiilor în primul rând, este reprezentat de perturbatori endocrini, adică cei care acționează asupra hormonilor tiroidieni, la care se adaugă poluarea, radiațiile, pesticidele și tot felul de substanțe toxice, răspândite peste tot, de la alimente, la cosmetice, mase plastice, medicamente și multe altele. Aceștia sunt doar câțiva dintre principalii vinovați pentru declinul intelectual, dar și pentru sănătatea tot mai precară a oamenilor. Pentru a înțelege mai ușor, un perturbator endocrin se fixează pe sistemul de receptori a organismului, imitându-i pe cei autentici, adică au proprietăți chimice asemănătoare, efectul fiind modificarea semnificativă a comportamentului organismului. Ce este cu adevărat trist este faptul că nu afectează doar tinerii sau adulții, ci afectează și viitorii lor copii, pentru că efectele se pot transmite următoarei generații prin ADN. Mai multe studii făcute pe mame expuse prin natura profesiei unor medii cu perturbatori endocrini au dat naștere unor copii care au înregistrat cu 6 până la 10 puncte mai puțin în scorul de inteligență decât copiii al căror mame au fost expuse mai puțin. Unul dintre cei mai periculoși perturbatori endocrini este bisfenol A, prescurtat BPA, care din 2017 a fost catalogat de către Agenția Europeană a Produselor Chimice ca aparținând substanțelor extrem de toxice.
În anul 2018, prin cercetările unor echipe de medici de la universitățile Harvard și Edinburgh, a mai adus o noutate în neuroștiințe, posibilitatea de a măsura nivelul de inteligență al unui individ pe baza analizei ADN-ului. Acest fapt, coroborat cu descoperirea neuronului Rose Hip și altor neuroni specifici ființei umane, reprezintă o modalitate mult mai elocventă de a urmări felul în care inteligența este sau nu în regres, rezultate care nu pot fi puse sub semnul îndoielii, cum se întâmplă de obicei în testele IQ. În articolele științifice publicate, acești cercetători afirmă în mod categoric că sănătatea și inteligența sunt legate în mare măsură de aceleași gene, iar diferența dintre indivizi este dată și de procesul de neurogeneză, adică nașterea de celule nervoase noi, și de mielinizarea sistemului nervos central, care, la rândul lor, au legătură cu moștenirea genetică, dar și cu modul de viață. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place, să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never